Sunt aici să vă vorbesc cât se poate de nișat și să vă aduc în atenție o categorie vulnerabilă a celor care abandonează școala, și anume mamele minore. Mame minore, unde, din păcate, România se află în topul Uniunii Europene. Mai exact, aș putea să vă spun că jumătate din mamele sub 15 ani provin din țara noastră, iar ele sunt o categorie care sunt primele expuse acestui abandon. Din păcate, statisticile ne mai arată că aceste mame minore au renunțat la școală înainte să devină mame, adică undeva prin clasa a 9-a, a 10-a de liceu. Săptămâna trecută eram într-o vizită de lucru în județul Bacău, unde, da, mamele minore, numărul mamelor minore, procentul este mult mai ridicat decât în județul Vâlcea, undeva la 1,5% este aici la dumneavoastră în județ. Felicit acest lucru, doar că trebuie să fim un model de bună practică și să ajutăm aceste mame. Vreau să vă puneți fiecare dintre voi în situația de a vă gândi cum pot ajuta eu o mamă, cum pot păstra o mamă minoră la școală, cum o pot ajuta eu să nu renunțe la școală sau, dacă renunță, să știe că aici este o resursă inepuizabilă pentru ea de a face față tuturor problemelor pe care le va avea în viață. Aceste mame minore de multe ori acasă nu mai primesc sprijin. Dacă nu văd sprijin nici din partea dumneavoastră a cadrelor care empatizați cu ele, le înțelegeți situația, s-a întâmplat, nu a avut o educație pentru sănătate, poate acasă nimeni nu a discutat cu ele despre cum se pot proteja, cum se pot feri de o sarcină nedorită, pentru că în prea puține cazuri este vorba de acea dragoste adevărată, dragostea noastră cu care rămânem pentru totdeauna, de cele mai multe ori, ele rămân singure să-și crească un copil, singure să ajungă la școală, școala care nu este întotdeauna lângă casa lor. Și de aici se tot amplifică acest bulgăre și zic, bun, de ce să mă întorc? Pentru că îi pot da o educație și copilului meu. Practic, astăzi vorbim de copii cu alți copii. Copii cu alți copii care trebuiesc îndrumați și trebuiesc ajutați și înțelege și a conștientiza câtă nevoie ca ele să aibă cunoștință de cauză, de ce li se poate întâmpla, care sunt drepturile lor și ce le poate ajuta în viață. Da, o educație le poate ajuta în viață, spunea Luminița Costache. O clasă de liceu absolvită în plus îi aduce 8-10% șanse de a-și găsi un loc de muncă. Ce înseamnă o mamă la 18 ani, care nici nu... Cazul fericit e 18 ani, gândiți-vă, o mamă la 15 ani. Ce știe ea să-i ofere acelui copil? În județul Bacău, în familia în care am ajuns, bunica avea 37 de ani. Bunica acelui copil și ea, tânără mamă, devenită tot la pragul majoratului, la 18 ani. Se perpetuează acest lucru, din păcate, și în rândul familiilor. Pentru că n-au un loc de muncă, nu au terminat o școală, au zis că au găsit marea dragoste, dar nu, de cele mai multe ori, vă spuneam, ajung singure să-și crească acești copii, copii cu copii. Haideți să le dăm și lor o șansă, să le ținem aproape, să știe că se pot sprijini pe noi, că nu le stigmatizăm, ți-a trebuit iubire, ai fugit după făt frumos. Nu, îți trebuie educație și poți primi asta prin intermediul nostru și al vostru, al cadrelor medicale și al nostru, al părinților, în a educa și a învăța pe copii ce înseamnă o sănătate, ce înseamnă această educație pentru sănătate, educație sexuală, să-i spunem, ca să nu mai fie un subiect tabu. Să le vorbim deschis despre cum se pot proteja și cum pot deveni adulți sănătoși, cu drept de vot, cu drept de a-și exercita existența lor, în fond, pe acest pământ, în această țară. Vă mulțumesc tare mult și aștept să discutăm aplicat pe acest subiect și să ne punem în pielea a ceea ce înseamnă o mamă minoră și ce ajutoare așteptați de la stat
cadru medical, cadru didactic și comunitate. Mulțumesc! Mulțumim!